Bună ziua tuturor, domnule deputat, domnule primar, dragi colegi, stimați invitați. Este din nou o zi deosebită pentru noi, o zi încărcată de emoție, pentru că administrația publică locală, la fel ca în fiecare an, vă prețuiește într-un mod deosebit pentru noi, prin crearea acestei amintiri frumoase. Nunta de aur, 50 de ani de căsătorie pe care dumneavoastră îi împliniți, este pentru noi toți un exemplu. Un exemplu de a trăi frumos, un exemplu de respect, de dragoste și sigur că toate acestea, cu siguranță, le-ați trăit, le-ați depășit, poate unele momente grele cu ajutorul lui Dumnezeu. Așa facem și astăzi, îi aducem lui Dumnezeu mulțumire înainte de toate și îl rog pe Părintele Ionuț Amălinii să oficieze o scurtă rugăciune de mulțumire. Părinte. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna și lumea și veci veci. Amin. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele tău. Fie împărăția ta, dacă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și curea și veci vecilor. Amin. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, Doamne, tuturor și Duhului Dumnezeu. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte, în vremea aceea s-a făcut nuntă în Cana Galilei, iar mama lui Iisus era acolo. Și a fost chemat la nuntă și Iisus cu cei săi. Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către dânsul, nu mai au vin. Iar Iisus i-a răspuns, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie, ce astfel n-a venit încă. Mama lui a zis celor ce slujeau să faceți ceea ce vă spune. Erau acolo șase vase de apă pune din piatră puse pentru curățirea ideilor și care luau de 2 sau 3 metri. Iisus le-a poruncit, umpleți vasele cu apă și le-au umplut până sus. Apoi le-a zis foarte și aduceți unului și ei i-au adus. Și când unul a găsat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, dar slujitorii care scoseseră apa știau. A strigat unul pe mire și i-a spus, orice om pune întâi vinul cel bun și când au băut bine, pune pe cel mai slab. Dar nu mai țin vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa și au crezut între sur ucenicii și stări. Slavă! Pentru binefacere ce au fost asupra robilor tăi, Elena și Constantin, Maria și Ioan, Valentina și Dan, Magdalena și Iosif, Săfica și Constantin, Emilia și Laurențiu, Aurica și Constantin, Elena și Fiori, Silvia și Valeriu, Maria și Dumitru, Livia și Constantin, Săvastița și Aurel, Elena și Vasile, Maria și Mihai, Ana și Petru, Emilia și Costanța, Emilda și Ioan, Maria și Petrea, Anica și Emi, Elena și Ioan, Adela și Aurelia,
Marie și Constantin, Cornelia și Victor, Emilia și Constantin Ioan, Olga și Vasile, Constanța și Aurel, Monica și Dan, Elena și Petru, Angela și Vasile, Elena și Eugen, Ioana și Mircea, Carolina și Emil, Silvia și Nicolae, Elena și Dumitru, Alexandra și Alexandru, Georgeta și Constantin, Virginia și Gheorghe, Aurica și Mie, Veronica și Nicolae, Emilia și Dumitru, Lucia și Constantin, Angelica și Nazaret, Ana și Mor, Nina și Ionel, Maria și Ioan, Iorica și Dumitru, Iorica și Ioan, Veronica și Gheorghe, Maria și Gheorghe, Eugenia și Mihai, Angelica și Emil, Lenusa și Iosif, Niculina și Ioan, Elena și Vasile, Marinela și Benon, Elena și Ion, Mirodenia și Gheorghe, Maria și Petru, Aurica și Gheorghe, Iorica și Ioan, Elena și Gheorghe. Și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul, te slăbim, îți cântăm și te lăudăm, și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim rugând cu uilință nemăsurată și nescuza ta milostivie, ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor tăi și cu milostivire i-ai învrednicit a biserpilii cererile, așa și de acum înainte învrednicește asfărindu-mi dreapta credință, în dragostea către tine și către aproapele și pentru toate faptele cele bune și a dobândirea de tale binefacere împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-i de toată reală cuplare, dăruindu-ne pace și liniște, cine învrednicește pe toți totdeauna greci și a cântației și celui fără de ciutat Două Părinte și Preasfântului și Bunului și de viață în Domnului Cărbus, Dumnezeului cel mislătit în Tua ființă. Slavă ție Dumnezeului nostru, Dătătorului nostru de bine în veci, în veci în loc. Amin. Slavă ție Hristoase, Dumnezeule de nejeloasă, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Doamne, și Doamne, și Doamne, și Dragul cel mici Părinte, binecuvintează. Hristos, adevărat, Dumnezeul nostru, pentru rugăciune prea curată, Maicii sale, puterea cinstită de viață, Dumnezeului Cruci, pentru rugăciune tuturor Sfinților, să ne iubiască, să ne iubiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Robilor lui Dumnezeu, ce sărbătoresc 50 de ani de căsnicie, dă-le, Doamne, zile îndelungate, cu pace, cu sănătate și împăzește într-un mulți ani, mulți ani trăiască. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul orice doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să cu bună sporire, cu spor în chiverdisirea nevoilor acestei cetăți și păzește într-o mulți ani. Mulți ani trăiască! 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 La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Vă fie viața numai lumină, la mulți ani să trăiți, la
Doamne ajută, mulțumim că uităm. Vă rog să-mi permiteți să ofer microfonul pentru o gând, cum e prieten de-a dumneavoastră, cum e apropiat de fiecare parte să o convins, la fel cum este și administrația publică locală. În mod de tot, la mulți oameni de oră. Mulțumesc frumos! Să rămână bună ziua, vă rog frumos să luați loc, să vă simțiți bine și vreau să aduc și eu recunoștință cu prietenie, salutul atât de sărbător. Am încheiat sărbătorile Crăciunului pe care i-am trecut cu pace, cu bucurie și ați văzut că în aceste zile, în alte părți ale globului, pe zilele de Crăciun, au șuierat bombe și au murit oameni. Dumnezeu mi-a păzit de acest lucru și într-o discuție pe care o aveam cu un părinte stareț, erudit, gârbovit de ani și înțelepțit de acei ani, discutam și spuneam, părinte stareț, iată, 2023 se încheie, să știți că nu am mare regret după el, pentru că a fost un an foarte greu, foarte complicat. Și din ce simt eu și anul 2024 va fi încă un an greu. Abia din 2025, dacă se vor vedea zorii luminii și a îndreptărilor și economice și sociale. Și Părintele Stareț a zis așa, să nu vă pare niciodată rău de ceea ce ați trăit și niciodată să nu spuneți că a fost rău. N-a fost rău. Poate a fost mai greu. Dar gândiți-vă că am scăpat de o pandemie, n-am avut o omolimă și n-am avut război. N-au murit oameni sfâșiați de schije, uciși de gloanțe sau în alte orori să-și încheie viața. Gândiți-vă că la nord avem război, gândiți-vă că în Orientul apropiat, Orientul Mijlociu, avem un conflict major și totuși România se află într-o zonă de stabilitate. Dacă ați fost sănătos, dacă ați avut ce pune pe masă, înseamnă că Dumnezeu a fost alături și chiar dacă a fost mai greu, n-a fost rău. Am plecat încărcat oarecum de la acel părinte stareț și am zis, Doamne, înseamnă că întotdeauna lumina în credință ne aduce liniște și pace. Mă bucur că iată, la sfârșitul anului 2023, are de nou loc această ceremonie, aniversare a 50 de ani de căsătorie. Mi-aduc aminte că am lansat această sărbătoare în 2008, atunci când am intrat primarul municipiului Roman și am lansat pentru prima dată în Roman nunta de aur. Avem a 15-a ediție. Deci 15 ani au trecut în care în fiecare an, indiferent dacă a fost pandemie sau nu, s-au sărbătorit 50 de ani de căsătorie. Și vreau să-l felicit și pe domnul primar că și în acest an, deși a fost un an, așa cum am spus, greu și complicat, a găsit resurse să nu treacă și acest an, fără să marcăm acești 50 de ani. 50 de ani care, să vă spun cinstit, în urmă cu 15 ani când am început să sărbătoresc nunta de aur la Roman, oameni buni, mie mi s-au părut foarte mulți. Dom'le, 50 de ani. Acum, de când în acest an am venit și eu 35 de ani de căsătorie, bă, oameni buni, 50 de ani nu e mult. Nu mai e mult 50 de ani. Sunt 50 de ani în care am trecut prin lucruri frumoase, prin lucruri grele, și prin bucurii, și prin supărări. Dar așa este viața. Gândiți-vă, Mântuitor, omul trimis de Dumnezeu pe pământ cel mai iubit, care a venit să facă cel mai mult bine pe fața pământului. A trecut și prin bucuria împărtășirii, a botezului de către Sfântul Ioan Prorocul, dând din trăirea sa, din sufletul său, din credința sa apostolilor, tuturor celor care îl ascultau. Și gândiți-vă și cât de mult a suferit pentru mântuirea noastră, trimis de Tatăl să se răstignească pentru mântuirea noastră. Și gândiți-vă că apostolii care au fost cei mai apropiați oameni de lângă El, de multe ori s-au îndoit de El. Și de aceea aici aș vrea să vă zic așa ca o vorbă. Oameni buni, credeți
doar ce vedeți cu ochii dumneavoastră și pipăiți cu propriile simțuri. Există de multe ori și mă întâlnesc cu oameni, stau de vorbă. Zic, domnul deputat, uite, e adevărat chestia? Nu, domnule, nu e adevărat. Nu cred că m-am auzit eu la televizor. Sau m-a spus mie, vecinul meu, Costică. Domnule, avem talentul ăsta ca vorba să se ducă fără să o verificăm și să o luăm de bună. E adevărat că vorbele, ca și faptele care nu sunt foarte consistente, adevărate și bune, se duc așa ca apa printre pietre, pe unde e mai ușor. Dar trebuie văzut cu adevăratul neadevărul. Iar cei 50 de ani de conviețuire, dumneavoastră vă dăm ceva în plus. Acești ani vă dau pecetea înțelepciunii. Pentru că cine a reușit să împlinească 50 de ani de căsătorie, cu bune, cu grele, cu frumoase, cu urâte, cu bucurii și cu supărări, n-a trecut degeaba prin viață. S-a împărtășit din toate cele lumești, într-o credință în Dumnezeu și a ajuns la această vârstă în care binecuvântați fiind de Părintele Amariei, să dea Dumnezeu acești 50 de ani să-și găsească prelungirea cu cel puțin încă 50 de ani. Într-o sănătate și bucurie, într-o pace și lumină, într-o binecuvântare să vă bucurați de copii, de nepoți și de strănepoți. Să vă dea Dumnezeu ce vă trebuie, când vă trebuie, cu cine vă trebuie și unde vă trebuie. Doamne ajută și mai bine! Bucurie, pace și fericire, dragii mei! Vă mulțumim frumos pentru că ne sunteți alături și pentru cuvântul transmis. Vreau să rog și pe domnul primar, dar aș face mai întâi o mențiune, pentru că domnul deputat spunea că a fost un an dificil și pentru noi și pentru administrația locală și vreau să mulțumim celor care au fost alături de noi pentru acest eveniment. Sponsorii acestui eveniment sunt SECE Biometric.com Impex SRL și SECE Neprimar Prod.com SRL, doamna Maria Niței. Le mulțumim pentru sprijin și nu doar pentru sprijinul de astăzi, ci pentru că de fiecare dată când avem nevoie, avem la cine să apelăm. Mulțumim tare mult. Îl rog pe domnul primar să ne transmită gândul său și, bineînțeles, după aceea să începem festivitatea de primire. Bună ziua și bine ne regăsim, dragii mei părinți, dragii noștri părinți, pentru că dați-mi voie să vă spun așa, eu vă simt ca și părinții mei, care acum un an de zile sărbătoreau și acest eveniment deosebit și de aceea poate că emoția este trăită și din acest punct de vedere, dar totodată plecăm, iată, la această zi aniversară pentru noi, cu gândul bun, cu Dumnezeu alături și mulțumim Părintelui pentru slujba ce a făcut-o, să ne ferească de, așa cum spunea domnul deputat, de acele momente rele, negre, pe care nu ne dorim și să avem o viață aici, în urmea noastră, liniștită, împărtășită unii cu alții, înțelegându-ne, ca niște oameni care ne cunoaște, care muncim împreună, care, așa cum ați făcut dumneavoastră, ați clădit împreună pentru noi, iar eu, în calitate de edil, vă sunt recunoscător pentru felul în care ne-am cunoscut unii dintre dumneavoastră, cum ne-ați îndrumat unii dintre dumneavoastră, cum ne sunteți alături și ne dați sfaturi altora dintre dumneavoastră și, sigur, poate nu acum o să identific pe fiecare, dar mă bucur să le văd aici oameni dragi în decursul vieții mele pe care i-am întâlnit și care mă uit alături chiar aici în față, nu pot să nu-l observ pe domnul profesor Ababi, care la școala numărul 11, unde eram elev la acel moment, ne-a îndrumat, nu direct în clasa dumnealui am fost, dar într-o clasă paralelă, știam foarte bine și mă bucur să le văd aici și la fel cum mă bucur să le văd cu alți oameni dragi, poate o văd și pe doamna Tamba, să rămână doamna profesoară cu domnul director, mă bucur să vă revăd. Am fost colegi la liceul Danubiană, în tinerețele mele, când am început și au revenit acasă. Vecinii mei dragi, îi văd aici și vă salut și mă bucur că ne întâlnim și la muncă în grădină, ne dăm binețe pe stradă și sigur sunt și alți oameni romașcani cunoscuți cu care am trăit clipe frumoase împreună. La o astfel de echipă minunată, importantă pentru dumneavoastră, suntem astăzi prezenți. Și mă bucur că acum 15 ani
edilul de atunci, deputatul de acum, domnul deputat Leoreanu, a avut această idee de a aduna pe cei care servează această frumoasă vârstă de conviețuire împreună, 50 de ani conviețuire împreună, să ajungă iată și acum la o nouă ediție și mă bucur că sunteți într-un număr atât de mare și încercăm în fiecare an să vă mulțumim, să vă aducem un omagiu poate pentru că sunteți părinții noștri, că sunteți romașcani care ați construit acest oraș frumos, iar datoria noastră, datoria mea de primar, este să facem lucruri cel puțin la fel de bune pentru oamenii de aici, pentru comunitatea noastră. Și sunt convins că, iată, acum, după sărbătorile creștinești frumoase de Crăciun, cu prajma anului nou, este un moment de angajament că, și poate de mulțumire că am făcut lucruri de care suntem mulțumiți și stăm cu fruntea sus, că putem face lucruri împreună bune pentru Roma mai departe și sunt convins că vom ajunge acolo unde ne dorim să avem un oraș frumos, un oraș plăcut, un oraș apreciat, cu oameni frumoși, muncitori, care ne sunt foarte dragi. Eu vă urez tuturor multă sănătate la cei 50 de ani petrecuți împreună fiecare dintre dumneavoastră. Vă urez în continuare familiilor dumneavoastră să aibă aceeași fericire, bucurie, înțelegere și să ne vedem de fiecare cu drag, pentru că această bucurie este bucuria împărtășită. Vă mulțumesc încă o dată, multă sănătate și sigur, astăzi suntem aici să ne bucurăm împreună, după ce vor urma și momentele de apreciere pentru fiecare dintre dumneavoastră. La mulți ani încă o dată! Vă propun să începem festivitatea de premieră, iar pe dumneavoastră o să vă rog să zăbobiți câteva clipe la brad pentru o fotografie alături de domnul primar. Începem așadar cu prima familie, sunt 61 de familii înscrise anul acesta, îi invităm alături de noi. În ordine alfabetică este făcut tabelul, Ababe, Elena și Constantin. Asta în față, băi, vreodoți. Unde? Uite-l! Serios, chiar faci de numai de astea. Cu cine pozezi, dă? Dar nu pozezi, frate, filmez continuu. E a treia, a patra oară când faci lucrul ăsta. Am pus că pozezi. Bine, ok, așa îl dau. Familia Amaranței, Valentina și Dan. Thank you.
scenografia. Familia Andrei, Magdalena și Iosif. Ajutorul de la Șmasie, pentru
Ciuca, Maria și Mihai, dacă au ajuns între timp, familia Ciuca. Familia Cojocanu, Ana și Petru, de asemenea. Familia Ciuca, Maria și Mihai. Thank you.
aurea. Și pentru oferire domnul Virgil Turnu, în partea companiei Sacerii Obertii. Familia Habaciu, vă așteptăm. Se pregătește familia Iliciu, Rodica și Dan. Thank you.
Familia Cantano e la Sorbitru. Se pregătește familia Montana, Roxana și Alexandra. Thank you.
Secarul și familia Roma, inițial nu erau ajunse, familia Prisecaru, Mina și Ionel, respectiv Roman, Maria și Ioan. Dacă nu au ajuns, urmează familia Sandu, Veronica și Dumitru. Familia Sandu și se pregătește familia Savu, Veronica și Ioan. Urmează familia Vărescu.
iar după familia Vărescu, familia Vlad, Maria și Petru.